were nervous because this group is brand new, and here is our first time performing together in this kind of big stage. Like, Romania's Got Talent, so we're very nervous. But we really hope that we will do our best and impress the judges. Este prietena mea, cu ea împart viața mea, atât personală cât și profesională. Am dansat împreună la spectacol, dar este pentru prima dată când dansăm împreună ca și concurenți. Spun că el are doar 3 ani de când cântă la acordeon și în ăștia 3 ani a evoluat așa, că la 11 ani cântă la acordeon cum cântă unul la 40 de ani. Îmi doresc să ajung mai mare ca tata. O să ajungi, o să ajungi, că deja ești la nivelul meu sau poate mai bun. Numele meu este Simeon Ștefan. Sunt cel care intră în mintea oamenilor. Mulți spun că sunt mentalist. Dar eu sunt doar un om care încearcă să te facă să zâmbești sincer. Cândva, cineva a creat ceva pentru un grup de copii. Din acel grup făceam și eu parte. Pe mine nu m-a fascinat trucul în sine sau efectul în sine. M-a fascinat reacția celor din jur. Orice vârstă ai avea, în momentul în care se întâmplă ceva cu care nu ești obișnuit în fiecare zi, se instalează acel efect. Wow! Acea secundă. Asta caut. Acel moment. Doar prin acest lucru pot întoarce pe cineva în trecut, în momentele copilăriei. We're so happy that we can pass in the semifinals. So now a more serious stage awaits for us. We're feeling more responsibility. That's why we're preparing so hard, thinking about every details from the music to customs. Când am aflat că suntem în semifinal, am avut foarte mari emoții, pentru că noi considerăm că suntem foarte norocoși. Dintre atâtea numere, să fii printre ultimii 24 ni s-a părut incredibil. Și bineînțeles, ne-am bucurat că încă o dată o să putem fi pe scenă, da. Și mai ales împreună este lucru pentru noi cel mai frumos, să putem să dansăm împreună și la România au talent. Cum să spun eu, m-am simțit foarte bine așa, în suflet, nu știu. Eram foarte bucuros în acel timp și da. Practic, sufletește așa, noi ne așteptam să ajungem în semifinală și în momentul când am aflat lucrul ăsta, exact cum a spus și Dorinel, a fost o mare fericire sufletească, așa, o mare realizare, să zicem. Pentru că, într-adevăr, este o mare realizare să ajungi în semifinala România au talent. Te simți bine când știi că ai încercat să îi faci pe cei de acasă să zâmbească, în special am încercat să-mi fac pe mine, să simți când se merge mai departe în orice domeniu, e frumos, îți dă un sentiment de acasă. No, pentru mine e mai bine, că acum s-a mai liniștit, știu, pentru că în audiție a avut... Sunt jucurile acolo și eu știu unde mergem, cum e, deci... Da. Dar presiunea este mult mai mare decât în audiție, da. Pentru că este semifinală și vin numere foarte frumoase și vrem să fim la înălțime și noi. Emoții el nu are. Mai degrabă la mine ar fi problema cu emoțiile, dar acum sper să nu mai fiu atât de emoționat cum am fost în prima fază, pentru că, na, cred eu că m-am obișnuit cât de cât cu scena românilor au talent, pentru că eu sunt foarte obișnuit cu scena peste tot, pe unde am cântat, în toată România și în toată Europa, dar aici parcă, să zic, a fost altceva. Poate să sună puțin ciudat, dar nu, emoții nu am, pentru că mi-am setat poate de mic, poate din educație, poate mama mea a contribuit la chestia asta, să-mi dau seama că cei din fața mea sunt exact ca și mine. Plângem la fel, râdem la fel, glumim la fel, suferim la fel. Și de aceea, nu știu de ce, noi cu oameni ar trebui să avem emoții, că toți suntem la fel. For semifinal, we are inspired of the famous books and films, which seem connects with the historical area of Romania. Noi sperăm să fie un număr cu emoție, un număr frumos, un număr plin de dragoste, un număr ca noi. Da. Da. Eu totuși aș prefera să îmi permiteți să vă spun doar că
o las ca și cum ar fi o surpriză. Pentru că noi am urmărit cam toate edițiile la România au talent, iar în momentul pe care l-am pregătit noi, credem că nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum sau dacă s-o fi întâmplat, înseamnă că n-am urmărit noi. Dar credem că este un moment inedit, să zic așa. O să fie puțin diferit de față de ce am făcut până acum. Dar în mare parte o să fie tot un mesaj pe care vreau să-l scot în evidență, doar că de data asta voi face tot posibil să îi implic pe cei de acasă într-un mod cât se poate de direct și o să încerc să îi întorc puțin în timp. Even more excitement, because in the semifinals there are only strong participants and it's harder and more interesting for us. De-abia așteptăm să vedem cu ce vin, pentru că, cum să zic, noi ca și cei de acasă am urmărit România au talent și așteptăm și noi să vedem cu ce numere vin, adică am rămas așa, wow, nici n-ai ce să zici, nu știu, e incredibil. Ce părere avem de noi, așa avem și de ei. O părere extraordinar de... Bun. Eu zic că toți ar merita... Să ajungă în finală, părerea mea. Au jurizat în așa fel încât cei care au ajuns în semifinală să fie chiar pe bune și pe drept și pe meritul lor și pe talentul lor acolo. Asta înseamnă că suntem cu toții egali și toți merită să ajungă în finală. Dar acum depinde de votul publicului. Au venit toți cu sufletul deschis din ceea ce am urmărit și eu. Nu se simte... acea concurență, vreau să fiu mai bun decât ăla sau vreau să îl depășesc pe ăla. Nu, a venit fiecare să arate ceea ce simte. Și asta pentru mine e o fericire, pentru că eu am putut să fac chestia asta doar pe o scenă, doar la anumite evenimente și îmi e dor de oameni, îmi e dor de scenă, îmi e dor de aplauze, dar nu ca și remunerație, știi, wow, ce ai făcut, nu. E doar de zâmbetul oamenilor. We're always trying to do our best and to give unforgettable emotions for every who watching us. We were pleasantly surprised in the first tour, feeling the warm support of the remaining audience, and now we will try to impress everyone. Noi credem că cei de acasă ar trebui să ne voteze pentru faptul că noi ne dorim foarte mult ca momentul nostru din semifinală să ajungă la cei de acasă, să ajungă dragostea și iubirea noastră să ajungă la cei de acasă și da, că să se identifice noi și sperăm să... ca ceea ce simțim noi pe scenă să poată să simtă și ei. Haideți să vă spun o chestie. Fără să vreau, m-am uitat ieri pe pagina România au talent și am văzut că deja avem aproape 4 milioane de vizualizări. Și cu lipsă de modestie, cred că suntem cam singuri cu atâtea vizualizări, este? Cred că da. Așa. Și cred că de aici se înțelege multe, adică având în vedere că avem aproape 4 milioane, cam 3 milioane 700, 3 milioane 100, ceva de genul ăsta. Noi credem că o să voteze. Mă ofrez de întrebarea asta pentru că eu nu sunt omul care să pună prea mult accent pe lucrurile materiale, pe bani, pe... Am observat și văd în jurul meu că această eră financiară, eră monetară, mai exact, ne-a adus mai multe lacrimi decât fericirea. Și când vin întrebarea asta, în cazul acesta, de ce ar trebui să mă voteze, n-am un răspuns. O să fii de vis să ajungi în final. Dar bineînțeles că sperăm, că ca toți concurenți, noi sperăm și o să dăm cei mai buni și cei mai frumos. Eu sunt o fire optimistă, cred că vom ajunge. Cred că vom ajunge, dar am spus cam un fel de 90%. Ne place să fim modești. Momentul pe care l-am pregătit din punctul meu de vedere, cred că, da, cu siguranță,
va trebui să ajungem în finală. Dar totul va fi la aprecierea și la plăcerea publicului. Nu știu. Dacă ar fi să răspund la o întrebare, ce urmează dacă îmi doresc să ajung în finală? Răspunsul e clar. Da, îmi doresc să ajung în finală pentru a duce mesajul mai departe. Romania Our Talent is a worldwide project. Respectively, they are taking part from different countries of the world, which have incredible talents, skills and abilities. So I think it won't be easy to compete with such participants. So our purpose is to show our maximum, discover a new level of ourselves. So, and of course, we won't do without spectator support, which we really hope for. So, wait for us. Am pregătit un număr cu totul special pentru semifinală. Iar dacă vă place, sperăm să ne votați și cu ajutorul vostru să putem să trecem mai departe. Vă rugăm să ne votați și, cum să spun eu, să aveți încredere, să aveți încredere în noi și să ajungem cu bine în final. Eu și băiețelul meu vrem să vă mulțumim pentru pentru bunăvoința dumneavoastră, pentru încrederea dumneavoastră în noi, pentru toate mesajele și pentru toate distribuirile, iar vă promitem solemn că în această semifinală de mare anvergură vrem să vă promitem că nu vă vom dezamăgi. E greu să cer cuiva. Nu, pentru mine, eu deja în mine, în sufletul meu, am câștigat pentru că am întâlnit oameni care mi-au zâmbit. Mi-au reîntors acel zâmbet sincer. Și o să spun doar atât. În cazul în care simțiți să votați pe cineva, vă rog din suflet să o faceți din suflet pentru suflet. Și eu mă exclud în momentul ăsta. Pentru că nu vreau să se înțeleagă chestia aia de votați-mă.